13 pompieri făgărășeni fac parte din echipa celor 72 de pompieri din județul Brașov care intervine în zonele afectate de inundații. 10 dintre pompierii făgărășeni intervin pe un camion cu motopompă, iar ceilalți 3 intervin manual. Salvatorii dislocați în zonele inundate acționează neîncetat pentru a oferi ajutor cetățenilor și pentru a restabili normalitatea în localitățile grav afectate de precipitații abundente și de viituri. Principalele acțiuni desfășurate de pompieri includ curățarea gospodăriilor afectate de inundații. Sute de locuințe au fost curățate de apă și mâl, pompierii intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei din subsoluri, curți și locuințe. Îndepărtarea aluviunilor de pe drumuri. Pentru a permite accesul în zonele izolate, echipele au lucrat continuu la îndepărtarea aluviunilor și a materialelor aduse de ape de pe drumurile din interiorul localităților. De asemenea, pompierii rămân în alertă, pregătiți să intervină în continuare acolo unde va fi necesar. În aceste momente, 1000 de pompieri din țară se află în sprijinul salvatorilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, aceștia fiind pregătiți să intervină pentru efectuarea misiunii pe o perioadă de minim 3 zile.